Mulțumim Domnului și pentru ziua și după masa aceasta, numele Lui să fie binecuvântat. Cu ajutorul Său vom încheia în lecția aceasta pildele pe care le-am studiat împreună, astăzi pildele vegherii. Vom studia pilda lui Natan, pilda hoțului, a portarului și pilda copiilor din piață, ultimele trei din Evanghelii. Și să fim conștienți că într-o lume aflată în conflict și plină de intenții rele, vegherea este o necesitate permanentă. Nu degeaba Domnul Iisus Hristos spunea ucenicilor Săi, Marcu 13:37, ce zic vouă, zic tuturor, vegheați. Haideți să luăm pe rând aceste pilde și, așa cum am făcut în lecțiile anterioare, din fiecare dintre ele să învățăm câte ceva care să ne slujească pentru viața noastră de credință, în așa fel încât, potrivit cu această temă, să fim vegheatori pentru noi și în cât se poate, în cât avem responsabilitate și pentru alții, pentru că și așa este scris, să veghem unii asupra altora. Pilda lui Natan o întâlnim în Scripturi, în a doua Samuel, capitolul 12. Am numit-o așa pentru că a fost rostită de acest proroc. În fond, pilda privește pe un bogat și pe un sărac. Citim de la versetul 1, într-o cetate erau doi oameni, unul bogat și altul sărac. Bogatul avea oi multe și foarte mulți boi. Săracul nu avea nimic decât o mielușa pe care o cumpăra, se o hrănea și o creștea la el împreună cu copiii lui, ea mânca din aceeași bucată de pâine cu el, bea din același pahar cu el, dormea la sânul lui și o privea ca pe fata lui. A venit un călător la omul acela bogat și bogatul nu s-a îndurat să atingă de oile sau de boii lui ca să pregătească un prânz călătorului care venise la el, ci a luat oaia săracului și a pregătit-o pentru omul care venise la el. Până aici, pilda. A fost un caz ipotetic perfect comparabil cu faptele vinovate ale regelui David privitor la Batșeba și Urie. Urie era săracul, Batșeba era mielușaua și David era bogatul din pildă. David a înțeles ideea, de aceea și putut să se pronunțe, numai nu și-a dat seama că este vorba despre el. A pronunțat o sentință foarte dură, ceea ce nu a făcut decât să-și privească faptele cu mai multă gravitate. Să înțelegem de aici, în primul rând, că regele fiind o instanță în Israel, pronunțarea sentinței a căpătat un caracter oficial. A fost o apropiere inteligentă de rege și a făcut ca să-și poată evalua mai concret, mai corect faptele. Pentru că adesea când e vorba de noi, privim într-un fel, când e vorba de alții, altfel. Și sub acest aspect, o pildă are rolul ca să-l facă pe om să gândească la rece, așa ca și cum ar fi vorba despre un altul. Apoi când i s-a spus, citim aici versetul 7, prin Natan, tu ești omul acesta, dintr-o dată David s-a văzut descoperit. Nu este singurul caz în Scripturi în care, printr-o asemenea pildă, omului este pus în față o realitate care îl privește, dar care, altfel spusă, n-ar fi fost la fel de sincer și de corect în evaluarea care trebuia rostită. Să ne amintim de un caz similar din a doua carte a împăraților, nu, din prima, capitolul 20, rostită tot printr-un proroc. Spuneam noi la un moment dat că pildele pot să aibă și un caracter profetic. Citim de la versetul 35. Unul din fiii prorocilor a zis tovarășului său după porunca Domnului, lovește-mă, te rog. Dar omul acela n-a vrut să-l lovească.
Atunci el a zis, pentru că n-ai ascultat de glasul Domnului, iată când vei pleca de la mine, te va omorâ un leu. Și când a plecat de el, l-a întâlnit un leu și l-a omorât. Asta este un alt aspect. A găsit pe un alt om și i-a zis, lovește-mă, te rog. Omul acela l-a lovit și l-a rănit. Prorocul s-a dus, a așezat pe drumul împăratului și s-a legat la ochi. Când a trecut împăratul, prorocul a strigat și a zis, robul tău era în mijlocul luptei. Și iată că era un om, se apropia și mai auzit pe un alt om zicând, păzește pe omul acesta, dacă va fugi, viața ta va răspunde pentru viața lui, sau vei plăti un talent de argint. Și pe când robul tău făcea ceva încoace și încolo, adică nu veghea, că asta e lecția noastră, omul acela s-a făcut nevăzut. Împăratul Israel a zis, aceasta ți este o sândă, tu însuți ai rostit-o. Dar de fapt, împăratul și-a rostit-o pentru el, dar nu știa. Pilda făcând ca să îi prezinte prin această comparație o realitate la care el se poate pronunța în mod obiectiv. Îndată prorocul și-a scos legăturile de la ochi și împăratul lui Israel l-a cunoscut că făcea parte din proroci. El a zis atunci împăratului, așa vorbește Domnul, pentru că ai lăsat să scape din mâini omul pe care îl sortisem nimicirii, viața ta va răspunde pentru viața lui și poporul tău pentru poporul lui. Împăratul lui Israel s-a dus acasă trist și mânios și a ajuns în Samaria, un comportament diferit de a regelui David. Ne întoarcem la 2 Samuel 12, pentru că regele s-a căit și a recunoscut până la capăt. Așadar, să învățăm de aici, într-o primă idee, să fim drepți și când e vorba de noi. Și dacă vrem să convingem pe cineva de un adevăr, să vorbim într-un mod înțelept, ajutându-l să își evalueze corect situația și atitudinea. Un al doilea aspect, faptele lui David nu erau numai o călcare de legea unuia din popor. Oricum ar fi fost un păcat în orice situație. Dar în cazul lui David era o vinovăție cu atât mai mare, cu cât el a beneficiat de haruri speciale din partea Domnului. Relația lui cu Domnul a fost afectată. Imaginea numelui Domnului. El a fost iertat de moarte, așa cum prevedea porunca. Dar în schimb a plătit foarte scump pentru acele păcate. Aceasta rezultă din cuvintele rostite de Nathan. Citim de la versetul 7, partea a doua. Eu te-am pus împărat peste Israel, zice Domnul, și te-am scăpat din mâna lui Saul. Te-am făcut stăpân pe casa stăpânului tău, am pus la sânul tău nevestele stăpânului tău și ți-am dat casa lui Israel și Iuda. Și dacă ar fi fost puțin atâta, aș mai fi adăugat. Pentru ce era de disprețuit tu cuvântul Domnului, făcând ce este rău înaintea lui? Ai lovit cu sabia pe Uri Hetitu, ai luat de nevasă pe nevasta și pe el l-a ucis cu sabia fiilor lui Amon. Acum niciodată nu se va depărta sabia din casa ta, pentru că m-ai disprețuit și pentru că ai luat de nevastă pe nevastă lui Urie Hetitul. Așa vorbește Domnul, iată, din casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta și voi lua sub ochii tăi pe nevestele tale și le voi da altuia care se va culca cu el în fața soarelui acestuia. Căci ai făcut pe ascuns, ai lucrat, eu însă voi face lucrul acesta în fața întregului Israel și în fața soarelui. Iată că a fost suspendată pedeapsa cu moartea, dar a fost aplicat un alt pachet de măsuri drastice, pedepse care s-au declanșat la scurt timp, pentru că cele scrise în continuare aici în 2 Samuel sunt de fapt istoria pedepselor lui David, moartea copilului, imoralitatea lui Amnon, moartea lui Amnon, răscoala lui Absalom și toate celelalte la care se adaugă și bolile care au venit peste el și care au rămas în viața lui până la moarte, așa cum scrie în Psalmul 38, în mod deosebit. Un al treilea lucru care îl putem învăța de aici, pocăința lui David, asociată cererii de grațiere, felul în care a suportat pedeapsa, fac din el un erou al pocăinței, ceea ce i-a permis să rămână omul după inima lui Dumnezeu. Ascultați ce a răspuns el prorocului. Nu s-a dus mânios acasă ca Ahab. Scrie aici în versetul 13, am păcătuit împotriva Domnului. Da, îi scrie pe scurt. Noi știm ce scrie în Psalmul 32, în Psalmul 51, din care citesc câteva versete.
Pocăința lui a fost profundă. Citim de la versetul 1, ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele, spală-mă cu desăvârșire din legirea mea și curățește-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Deci David n-a comentat sentința. Să ne amintim de momentul refugiului lui din capitală, când urca dealul măslinilor, desculți, plângând, și preoții au încercat să fugă împreună cu el, luând cu ei și chivotul Domnului. Și le-a spus foarte categoric, duceți chivotul înapoi în cetate. Dacă Dumnezeu va privi cu milă spre mine, mă va aduce înapoi și m-a dat har din nou să mă închin. Și a suportat întru totul pedeapsă. De aceea obișnuim uneori să spunem în dreptul unor oameni ce au păcătuit. Dovada că Dumnezeu i-a reprimit sunt cele două P-uri, pocăința și pedeapsă. Dacă nu-i pocăință suficientă și dacă n-a venit o pedeapsă din partea Domnului, nu ne putem pronunța într-un mod categoric că Dumnezeu a reprimit acea persoană care păcătuise. Asta rezultă nu doar din cazul ca lui David și din cele scrise de Apostolul Pavel în epistolele lui, din cele menționate în Evrei 12, că Dumnezeu pedepsește pe cine îl iubește, Dumnezeu reprimește pe toți ce se pocăiesc, a te putea pocăi conform Evrei 6 este un har, dar, cum am amintit, conform Evrei 12, pocăința trebuie să fie însoțită de pedeapsă ca o dovadă a faptului că s-a trecut prin școala dătătoare de pace a neprihănirii, am citat textual. Și ultim aspect care vreau să-l amintesc de aici, de fapt este o ușă deschisă pentru a mai gândi asupra acestei pilde, care au fost cauzele posibile ale căderii lui David. M-am gândit poate acceptarea extinsă a poligamiei, în sensul că David n-a avut neveste cât Solomon, dar totuși nici puține n-a avut. Dacă numai țiitoare au fost 10, sunt date la un moment dat vreo 6 cu numele. Poate neparticiparea activă la luptele poporului, când ceilalți erau pe front, el într-o dupămasă se plimba pe la mansardă, sau, potrivit cu lecția noastră, aș putea spune nevegherea din ziua aceea. O zi de neveghere nu se justifică prin ani de pocăință. De aceea a spus Domnul și reluăm prin studiul nostru, vegherea este imperativă. Să trecem la alte pilde care evidențiază această nevoie de veghere. Matei, capitolul 24, o pildă spusă de Domnul Iisus Hristos, citim de la versetul 42. Vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți că, aici e pilda, dacă ar ști stăpânul casei la ce straj din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata că și Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Pilda este reluată și în Evanghelia după Luca, capitolul 12, versetele 39 la 40. Este o pildă contrast, Domnul nu este un hoț, dar scoate în evidență posibilitatea venirii spontane. Aici, a unui hoț într-o casă, în cazul venirii Domnului, reapariția lui pe acest pământ pentru a-și continua lucrarea. Vreau de aici să învățăm două lucruri. Primul, omul poate pierde ceea ce are într-un moment de neatenție. Într-o casă vine un hoț, gazda nu este atentă, fură ce-i de valoare, și pleacă.
Și poate au trebuit ani ca acel om să procure, să câștige ceea ce hoțul a luat. De aceea spunea Domnul Iisus Hristos, citim Luca 12, versetul 39, să știți bine că dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas ar va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Dar evident că nu știe, că doar hoțul nu anunță. Deci ceasul acela poate fi fatal. Un ceas mai apropiat de momentul serii, mai apropiat de momentul dimineții, somnul poate duce la pierderea celor acumulate. Să ne amintim de un episod scris în cartea 1 lui Samuel, capitolul 26, pentru a vedea ce înseamnă să dormi și posibilitatea să-ți pierzi viața sau alte bunuri. Citim aici de la versetul 5. Atunci David s-a sculat, a venit în locul unde tăbărâse Saul și a văzut locul unde era culcat Saul cu Abner, fiul lui Ner, căpetenia oștirii lui Saul. Era culcat în cort, în mijlocul taberei și poporul a tăbărât în jurul lui. Toți dormeau. Pare chiar ciudat. O armată întreagă să doarmă. Nici un pasnic. Eu cred că Dumnezeu a fost prezent în lucrarea de acolo, dar imaginea este relevantă. Cum știți, David refuză propunerea lui Abishai. Saul ar fi putut să-și piardă viața. Nu păzește nimeni, se pierde viața, se pierd bunuri. Dar a zis doar atât. Versetul 11, să mă ferească Domnul să pun mâna pe unsul Domnului, ia numai sulițele de căpătâiul lui, culciorul cu apă și să plecăm. Când au ajuns departe, au strigat pe Abner, ce păzești? Sunteți vrednici de moarte, n-ați păzit pe stăpânul vostru. Poate s-au gândit ei, cum am dormit toți duși. Iată că nevegherea te poate face să pierzi totul. Somnul este păcătos. Dumnezeu să ne ajute să fim fii ai zilei, să fim treji. Spune Scriptura în Tit, și cei bătrâni, să fie treji. Adică să bage de seamă asupra a tot ceea ce se întâmplă. Dacă nu prinzi momentul acela, ai pierdut totul. Se spune că Cezar August se îndrepta spre senat când cineva i-a strecurat în mână o scrisoare pe care el neatent a pus-o în buzunar sau în ce avea el. N-am avut când să o citesc. Acele rânduri însă l-avertizau că în senat era plănuită uciderea lui, ceea ce s-a și întâmplat. Un al doilea adevăr care rezultă de aici, venirea Domnului, pentru că despre asta e vorba, va fi o surpriză plăcută, nu ca aceea a vizitei unui hoț, dacă o putem numi vizită. Dar nu va fi o surpriză plăcută pentru cei ce dorm. De aceea spunea Domnul Iisus Hristos aici, ne reîntoarcem la Luca 12, citim câteva versete, începând cu versetul 35, mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Observați starea de gardă. Să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă și să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Fericii de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Vegherea ține de a sta pregătit, de a fi treaz. Adevărat vă spun că el se va încinge, va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, fericii de robii aceia dacă îi va găsi veghind, Doamne, ajută-ne și nouă. Să ne amintim că și la întâia venire au fost mulți care n-au surprins în mod favorabil, n-au avut parte de venirea Domnului. Citim din Evanghelia după Marcu, de exemplu, cazul lui Petru, care n-a înțeles decât târziu vegherea. Marcu, capitolul 13, de la, 14, de la versetul 37. Domnul a venit la ucenici pe care i-a găsit dormind și a zis lui Petru, Simone, tu dormi?
În ceas n-ai fost în stare să vegheți. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios. Și știți că noaptea aceea, Petru a căzut în ispită. Nu s-a rugat și n-a vegheat. Drept urmare, după ce a învățat lecția, scrie el în epistola sa, citim 1 Petru, capitolul 4, versetul 7, fiți înțelepți și vegheați în vederea rugăciunii, pentru că rugăciunea este condiția spirituală în care noi putem să fim pe fază. Eu personal cred, și asta am experimentat, cel mai bine ne aduce Domnul aminte ceea ce ne-a spus sau ne pune în gardă asupra pericolului celui rău când ne rugăm. Pentru că rugăciunea este o discuție cu Domnul și El ne avertizează. Este o relație în Duh și în acele momente Dumnezeu ne șoptește, fii atent asupra unui pericol, a unei ispite. Tot Petru scrie aici, capitolul 5, versetul 8, fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, te tocoare ca un leu care răgnește și caută pe cei de sânghită. Și dacă l-ar fi întrebat cineva mai de aproape, Petre, ți s-a întâmplat? Nu știți voi? Știm și noi? Să trecem la o altă pildă. Din aceeași categorie, pilda portarului, Marcu 13, citim de la versetul 32. Tot cuvintele Domnului Iisus, cât despre ziua aceea sau ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Luați seama, vegheați și rugați, observați din nou relația dintre veghere și rugăciune, căci nu știți când va veni vremea aceea. Se va întâmpla ca și când un om plecat într-o altă țară care își lasă casa, dă robilor să-i puterea dată fiecăruia care se datorie și poruncește portarului să vegheze. Sub acest aspect, portarul este cel care are grijă de toată gospodăria, de toată firma, de toată fabrica. Dacă la poartă sunt opriți răufăcătorii, ceilalți pot să-și desfășoare în condiții bune activitatea. Vegheați dar, a continuat Domnul spunând, pentru că nu știți când va veni stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântarea cocoșilor, sau dimineața. Temeți-vă ca nu cumva venind fără veste să vă găsească dormind. În exemplificarea venirii lui surprinzătoare, Domnul a prezentat și imaginea acestui portar care trebuie să fie foarte atent, să fie pe fază. De aici învățăm, în primul rând, că nu se poate anticipa cu timp venirea Domnului. Toți care au făcut calcule apocaliptice, escatologice, nu au făcut decât deservicii lucrării sfinte. Dacă Domnul Iisus a spus foarte clar că nu se știe, că nu știe nimeni, ba mai mult, că va fi într-un moment în care nu se gândesc, de ce să credem noi pe cineva care încearcă să ne dovedească prin diferite calcule cu ani biblici, cu ani în structura noastră ca timp, că va fi atunci și atunci? Nu s-au dovedit până acum toți a fi de minciună? Ba da! Pentru că Domnul nu ne-a spus să facem speculații, ci să veghem. De aceea, atunci când întâlniți cărți care... A fost un predicator român care spunea că va veni Domnul... A, aproximativ, dacă va fi un studiu făcuse pe cartea Psalmilor în 93. A, apoi s-a întors că nu a fost atunci și acum de vreun an, doi, am audiat o secvență din spusele dumnealui, cineva m-a îndemnat să fac asta și spunea, nu știm când vine Domnul la neamuri, dar vă spun cu exactitate când vine la evrei, nici n-am ascultat mai departe. Adică după ce ne-a îmbătat cu apă rece că știe când vine la neamuri și n-a ieșit, acum o ia de la capăt să ne spună că știe când vine la evrei. Oricine ce ar spune în privința aceasta, putem să spunem ca atenienii aceia, dar noi fără să greșim asupra acestui lucru, te vom asculta altă dată. Vorbim după ce vine Domnul să vedem dacă au corespuns calculele. Pentru că singurul lucru care ne privește pe noi
e să știm că vegherea este o datorie a ucenicilor Domnului Iisus Hristos. Asta a spus Domnul foarte clar. Citesc de aici versetul 35, vegheați, dar pentru că nu știți. Versetul 36, temeți-vă, ca nu cumva venind fără veste să vă găsească dormind. În acest context a spus și cuvintele amintite de la început, ce vă zic vouă, zic tuturor, vegheați. Amin? Să ne ajute bunul Dumnezeu. Pentru că Domnul este înțelept. Vegherea este mult mai importantă, ne formează, ne păstrează într-o condiție spirituală bună. Hai să ne gândim, la ce ne-ar fi ajutat să ne fi spus Domnul niște date? N-ar fi fost deloc potrivit pentru noi. Imaginați-vă și numai la o fată sau la un băiat să spui când are 5 ani, fii atent, când o să ai 21 de ani, 3 luni și 14 zile, o să fii mireasă. Ar fi asta sănătos pentru copilăria ei? Sub nicio formă. Sau să-i spui una de 30 de ani, să știi, când vei avea 70 de ani, 5 luni și 4 zile, o să mori. Nici asta n-ar fi indicat. Și dacă în lucruri pământești nu este indicat să avem noi o numărătoare inversă, în ce privește venirea Domnului, nici atât. Noi să-L așteptăm cu drag și în sfințenie în fiecare zi. Asta rezultă din toate pildele care Domnul le-a spus. Și ultima pildă care vreau să o amintim în această dupămasă, o găsim în Matei 11 și de asemenea în Luca 7. Citim varianta din Matei capitolul 11, diferența dintre ele este foarte mică, atât că în Matei scrie lucrările înțelepciunii și în Luca scrie despre copiii înțelepciunii. Matei 11, citim de la versetul 16. Cu cine voi asemăna neamul acesta de oameni? Deci o comparație, astea sunt pildele. Seamănă cu niște copilași care șed în piețe și strigă la tovarășii lor. V-am cântat din fluier și n-ați jucat. V-am cântat de jale și nu v-ați stânguit. Căci, iată explicația, a venit Ioan nici mâncând, nici bând și ei zic, are drac. A venit fiul omului mâncând și bând și ei zic, iată un om mâncăcioș și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Totuși, înțelepciunea a fost îndreptățită din lucrările ei, și aici e diferența față de cele scrise de Luca, unde scrie, înțelepciunea a fost găsită dreaptă de toți copiii ei. E corectă și într-un fel și în altul, este mai bogat textul din cele două evanghelii luate împreună. Ce putem să învățăm de aici? În primul rând, că Dumnezeu are metode diferite de a lucra. Aici este prezentată o cântare de jale. Am putea spune și potrivit cuvintelor Domnului din versetul 18, asta a fost al lui Ioan Botezătorul. El a avut un stil de viață mai ascetic, predici foarte categorice, le-a cântat de jale. Drept urmare, ei s-au pocăit. A fost un fel de Iona care spunea, veți fi nimiciți. De altfel, asta a fost prevăzut prin Ioan. Se va lovi țara cu blestem dacă nu se reface relația dintre generații și dintre poporul Domnului și Domnul. Să ne amintim de predicile lui Ioan Botezătorul. Întrebau soldați, întrebau vame și funcționare de la finanțe, întrebau cei care aveau câte ceva, noi ce să facem? Foarte categoric. Mai două haine de la cine are ciun, ai mâncare de la cine n-are. Fii corect, fii mulțumit. O cântare de jale. Și se poate întâmpla și în vremea noastră, și se întâmplă, sunt predicatori sau proroci. Am în minte modul de slujire a unui frate proroc, i-am zis cândva procurorul lui Dumnezeu. Era un tip foarte acuzativ. Oferă și soluții, că și Ioan Botezătorul o avea. Pe când, chiar fiind vorba de proroc, sunt alții care însăși glasul lor este mai dulce și textul mesajului este unul mult mai îmbietor. Pentru că cealaltă cântare era de joc.
Și asta, potrivit celor scris în versetul 19, a fost a Domnului, care se identifica cu nevoile oamenilor, participa la mesele poporului, se apropia de păcătoși într-un mod fără precedent, le vorbea despre dragoste, despre milă, despre împărăția lui Dumnezeu, i-a hrănit atunci când era să leșine pe drum, a plâns în anumite situații, a fost sensibil la plâns, a fost obișnuit cu suferința, cum scrie în profetul Isaia, fiind profeții despre el. Domnul spunea, citim Luca capitolul 5, într-un moment în care din nou l-au acuzat, scrie aici în vers 30, pentru ce mânca și beți împreună cu vami și cu păcătoși, dacă Domnul a făcut-o, ucenicii erau cu el. Iisus a luat cuvântul și le-a zis, nu cei sănătoși au trebuinței doctor, ci cei bolnavi. N-am venit să chem la păcăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Și chema în bunăvoința sa. Mai citim tot din Luca 9:11. Aici este o dovadă clară a cântării de joc, am putea spune. Noroadele au priceput lucrul acesta și au mers după el. Iisus le-a primit bine și le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu și vindeca pe cei ce aveau trebuință de vindecare. Eu am văzut în însăși slujirea mea uneori aceste două cântări. Nu că îmi propun, dar uneori am constatat în urmă că am fost foarte categoric, autoritar, mustrător, alteori mult mai cald, mai dulce. Am plâns și eu împreună cu cei ce mă ascultau și în urmă m-am gândit, Doamne, dar nu mi-am propus neapărat într-o situație să fiu foarte aspru și într-alta să pară a fi foarte blând. Dar cred că Dumnezeu folosește ambele variante, fie prin aceeași persoană, fie cu atât mai mult prin persoane diferite. După cum sunt lucrările sale. Ceea ce rezultă însă din această pildă, că pentru unii nicio metodă divină n-a dat rezultate. Nici avertizarea, nici îndemnul. Alternativele divine nu i-au convins pe unii din evrei. Asta spune Scriptura aici în Luca 7, în prezentarea Evanghelistului, pentru că în ce context a spus Domnul această pildă? De regulă, Domnul a spus o pildă pentru o anumită situație, concret. Așa cum și Natan a spus pentru David pilda, că îl privea. Să nu spunem pilde care n-au niciun rost, nu-s povești nemuritoare, și sub călăuzire să rostim cuvinte care au o adresă. Luca 7, de la versetul 29. Și tot norodul care l-a auzit și chiar vamii și-au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Dar farisei și învățători legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui Ioan. Pentru ei n-a fost bun nici Ioan, n-a fost bun nici Domnul Iisus. Și Domnul spune peste 31, cu cine voi asemăna dar pe oameni din neamul acesta? Deci pilda era o comparație pentru oamenii de atunci, dar se poate repeta și pentru cei de astăzi. Și cu cine se aseamănă ei? Cu niște copii care nu știu nici râde, nici plânge. Rămân împietriți, insensibil spiritual. Și spune pe 35, totuși, înțelepciunea a fost găsită dreaptă de toți copiii ei, cumulând cu ce am citit în Matei, deci felul în care Dumnezeu lucrează, fie într-un mod mai îmbietor și mai plăcut, fie într-un mod mai cutremurător, e modul înțelept, e modul binevenit pentru cei ce vor să-L asculte pe Domnul și să se pocăiască. Au fost oameni care s-au pocăit când Dumnezeu a fulgerat lângă ei. Au fost alți oameni care s-au cucerit când au văzut doar curcubeul, ca să spun așa. Și înțelepciunea lui Dumnezeu rămâne dreaptă. Dumnezeu știe cu fiecare cum să se poarte, dar culmea este că pentru unii nici fulgerul, nici curcubeu, ca să folosesc imaginile acestea, n-ajută. Asta rezultă și din Matei capitolul 11, unde Domnul face referire la niște cetăți care n-au fost pătrunse nici de Evanghelie, de vestea bună, nici de lucrările lui Dumnezeu. Matei 11, la versetul 20. Atunci Iisus a început să mustre cetățile în care fuseseră făcute cele mai multe minuni lui pentru că nu se pocăiseră. Lucrări care, dacă s-ar fi făcut, a spus-o Domnul, în Tir, în Sidon, în Sodoma, ar fi prins la ei, fără rezultat. Și spune Domnul,
în final, aici în versetul 28, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Adică să primim chemarea cu care ni se adresează. Eu vă voi da odihnă. Vedeți? Pe de o parte, Domnul a fost categoric, să spun, în acest moment și a zis, vai de voi! Pe de altă parte, li s-a adresat cu blândețe, veniți la mine și veți primi odihnă. Și totuși unii nu acceptau. Să încheiem cele spuse despre aceste pilde, reafirmând nevoia de veghere. Vegherea privește toate acțiunile spirituale și umane. În ce privește viața spirituală, este mai mult de cum te afla la volan sau cum te afla în cabina unui avion. Faci o mișcare greșită, un moment de neatenție și poate cauza pierderea vieții tale sau chiar și altora. Iată ce spune înțeleptul în Proverbe despre veghere, citim din capitolul 8, versetul 34. Este chemarea înțelepciunii. Ferice de omul care mă ascultă, și nu-i destul, care veghează zilnic la porțile mele și păzește pragul ușii mele. Nu destul să fie auzit cândva un sfat bun al înțelepciunii și să ții cont. Trebuie să fii atent că nebunia oricând te poate înșela. Rămânem tot în Proverbe, capitolul 16, versetul 17. Calea oamenilor fără prihane este să se ferească de rău, dar asta trebuie atenție. Același păzește sufletul care veghează asupra căii sale. Să ne amintim tot timpul că suntem în pericol și să veghem la orice pas. Tot Proverbe 19 cu 16. Cine păzește porunca își păzește sufletul. Adică să respectăm indicatoarele, păstrând comparația cu drumul. Cine nu veghează asupra căii sale, va muri. Da, dar dacă până aici are rezultate... Nu contează. Nevegherea poate să fie fatală. Și asta în toate privințele. Nu veghezi în viața de credință. Nu veghezi în viața de familie. Îmi vine în minte un caz și țin minte cu ani în urmă, frații îmi spuneau, cel de la care le-am auzit, aveau, era o situație din vremea lor. Un pocăit venit din lume. Dar de câțiva ani pocăit serios. S-a întâlnit pe drum cu un om care avea mâna sau mâinile în ghips, ceva de genul ăsta, sau avea o altă defecțiune, și l-a rugat să-i aprindă o țigară. Dar trebuia aprins în gură la pocăit, că ăsta la alt n-avea posibilitate să folosească mâinile. Pocăitul i-a aprins-o, i-a pus-o în gură la nepocăit și-a aprins una și lui și în ziua aia a fumat. A fost un moment de neatenție. Soldat cu o pierdere a vieții lui pe viitor. Să ne amintim de avertizarea din Apocalipsa, capitolul 16, versetul 15. Suntem credincioși, mulțumim Domnului, am primit drept, haina albă, să intrăm pe porți în cetate, dar aici scrie așa. Iată, eu vin ca un hoț și printre pildele amintite a fost cea a hoțului. Ferice de cel ce veghea și spăzește hainele, ca să nu umble gol, și să nu-i se vadă rușine. Doamne, dă-ne harul unei vegheri înțelepte, în mod deosebit prin rugăciune. Și în ultima instanță să știm că vegherea finală are ca obiectiv venirea Domnului. În rest, până la moarte, mai intervin boli, Dumnezeu ne cercetează, ne vorbește, ne redresăm. Dar dacă e vorba de ultima generație care va prinde venirea Domnului, aceștia chiar că trebuie să fie pe fază 24 de ore din 24. Nu degeaba spune Scriptura, cel ce veghează asupra căii lui, acelui îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. În ce privește sfârșitul, Apostolul Pavel scria foarte clar în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, ce vă spuneam în această seară, nu calculele ne ajută pe noi. Cât despre vrem și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților.
Pentru că voi să știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea, când vor zice pace și liniște. Atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei ca durerile naștere peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraților, nu sunteți în întunere pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Asta înseamnă concret să ne rugăm de mai multe ori pe zi, să medităm la cuvântul Domnului, să fim atenți la predici, la înștiințările profetice, la visele care Domnul ne le dă, la îndemnurile care ne par vin în inimă. Versetul 8, dar noi, care suntem fie în zile, să fim treci, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Adică l-așteptăm pe Domnul care va veni. Să ne amintim și de momentul răpirii lui Ilie la cer, este ceva comparabil. Știți că a cerut Elisei în urma ofertei lui Ilie să primească o îndoită putere din Duhul lui. Și a fost o singură condiție, veghere. Dacă mă vei vedea, cartea 2 Împărați, capitolul 2, când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla. Dacă nu, nu ți se va întâmpla așa. Așa că putem afirma, fără să greșim, că Domnul spune tuturor ucenicilor săi, dacă veți fi într-o stare spirituală când voi veni, vă voi mântui, dacă nu, nu. Să veghem. Să veghem cu drag, că Domnul ne dorește să dorim și noi Sfântă Împărăția Lui, de aceea nu este timp de activități păcătoase. De la filme la taifas și de la activități sportive la frământări politice. Dacă trebuie să ne pregătim profesional, dacă trebuie să ne interesăm de ceva din realitatea lumii noastre, să o facem, dar să nu uităm chemarea noastră, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Adică asta trebuie să rămână o prioritate și în fiecare se pune în problema genul acesta, dacă astăzi Domnul va veni, dacă astăzi eu îmi voi cheia activitatea, crucea să fie luată pe câte o zi, rugăciunile să prindă în prim plan în orar ziua respectivă, momentul nopții. Domnul merge până acolo încât spune în Matei 25:13, când se încheie pilda celor 10 fecioare, acolo este o altă pildă de veghere, dar a fost tratată la pildele împărăției, vegheați dar că nu știți nici ziua, nici ceasul. Deci nu numai că vegherea trebuie să fie pe zile, chiar pe ore. Spuneam uneori copiilor care sunt la școală, dacă vor ajunge până în situația asta, asta înseamnă veghere, să-și imagineze, intrăm la prima oră, acum e vacanță, dar ne referim la imaginea școlii, dar dacă vine Domnul de la 8 la 9 la ora de matematică, dar dacă vine Domnul de la 9 la 10 la ora de științele naturii sau ce-o fi acolo, în orar, se face seară, dar dacă vine Domnul la prima strajă, la a doua sau la cea înspre dimineață. Când așa veghem, când suntem atenți, suntem păziți și de toate ispitele diavolului și îl biruim, cum ne îndemna Petru, și ne va găsi Domnul într-un moment privind spre cer, locul întâlnirii noastre cu cei ce au plecat și cu Domnul nostru și cu toți sfinții săi. Doamne ajută-ne! Amin!